Nu mai vreau, am obosit. Nu putem depăși stresul zilnic, că e presiune pe noi. Numele meu este Valentina Filip, am 65 de ani, lucrez în contabilitate după Revoluție și în timpul liber mă ocup cu lucrurile handmade. Am venit la clinică pentru că aveam nevoie de o reconstrucție pe parte stomatologică. Am căutat foarte mult pe internet, vreau să mă documentez pentru că sunt un pic perfecționistă. Unul dintre criterii a fost faptul că se face cu sedare conștientă. Apoi, al doilea important criteriu a fost domnul doctor Corado. Am văzut ce experiență are și mai mult am urmărit un interviu pe care l-a dat, cred că la un post de radio, unde a vorbit foarte mult despre importanța reconstrucției și a implanturilor. Atunci am avut curaj să vin. M-a impresionat mult și atmosfera de aici, din clinică, curățenia impecabilă, aparatura, totul. Da, deși a durat 3 ore și poate mai mult, pot să spun că nu am știut nimic. Nu mi-amintesc nimic decât câteva momente în care am deschis ochii, am văzut pe domnul doctor, domnișoarele asistente și apoi am adormit din nou. Și apoi când am ajuns acasă mă așteptam să fie ceva dureros, nimic, nu am simțit absolut nimic și m-am bucurat tare mult. Un alt criteriu care m-a determinat să vin aici a fost lucrarea pe implanturi zigomatice, care pentru mine era o noutate, dar am înțeles că înlocuiește sinus lift și adiția de os. Primul lucru pe care l-am mâncat-o a fost un măr, pentru că îmi doream foarte mult, îmi plac merele și m-am simțit foarte bine și l-am degustat cu plăcere. 99,99% mă simt ca și când aș fi fost la început, cu dinții mei. În ceea ce privește starea mea de după, eu pot să spun că s-a schimbat radical pentru că am avut mai multă încredere în mine, iar cei din familie, prietenii și apropiații, colegii de servici, chiar m-au lăudat. Au zis, măi, ai luat o decizie foarte bună, ai găsit o clinică excepțională, pentru că din ce le-am povestit, au rămas încântați că lucrurile au mers atât de bine și atât de ușor și repede. Eu întotdeauna am fost preocupată de sănătatea mea, chiar am zis că merită să investesc, am făcut și investiții. Pe partea digestivă am considerat că este cea mai importantă și de aceea n-am vrut să neglijez nici un pic. În percepția mea, fericirea înseamnă să te simți bine, în primul rând cu tine, apoi cu cei din jur, să fii bucuros de soare, de aer, de flori și să găsești satisfacție în tot ce faci. Dacă faci asta, zic eu că 80% din fericire e garantată. Când ești liber, zâmbești mult. Să ne gândim mereu, indiferent de nivelul la care suntem, medical și în interesul pacientului. Da, mulțumesc. Cu drag.